În această lecție video, vorbim despre utilizarea cuvintelor much, many și a lot of, toate denumind un număr mare, o cantitate mare de obiecte sau de persoane. Iată mai întâi un exemplu de conversație cotidiană în care apar aceste chestiuni. Urmăriți pronunția, scrierea și traducerea. Și dacă doriți, după ce urmăriți și explicațiile pe whiteboard, reveniți la acest dialog pentru a exersa frazele. Do you travel a lot? Have you been to many countries? No, I don't travel much. Uh, but I know Japan well. I've been there many times. Oh, you must have spent a lot of money. Mm, not so much. I know a lot of tricks to avoid spending too much. Hello! Salutare! Sunt Iuli de la English Engleză, iar în acest nou episod din seria English in 5 Minutes, serie în care discutăm teoretic și practic chestiuni de gramatică a limbii engleze cu aplicabilitate în conversația de zi cu zi, vorbim din nou despre o pereche de cuvinte ușor confundabile. Este vorba despre much, respectiv many. Confuzia poate proveni din faptul că ambele exprimă ideea de o cantitate mare de ceva sau de persoane, având ca echivalente românești cuvinte precum mult, multă, mulți sau multe. În această lecție video vom explica diferența dintre ele și anume faptul că much se folosește cu substantive nenumărabile, uncountable, pe când many se folosește cu substantive numărabile, countable. Și, de asemenea, vom prezenta o modalitate de a evita greșelile în folosirea lor, folosind în schimb sinonimul lor care este a lot of. A lot of. Acesta poate fi folosit atât pe post de match cât și de many, deci atât cu uncountable cât și cu countable nouns. Vă invit deci să urmăriți până la final pentru a vedea cum se folosesc corect aceste cuvinte, pentru a exersa citirea și pronunția unor propoziții cu aceste cuvinte și pentru a vă verifica cunoștințele cu obișnuitul nostru exercițiu. Pentru că, la final, dumneavoastră, veți putea exprima în engleză, pe baza celor studiate aici, enunțurile, cât a fost pâinea nu prea mult. Eu am mulți prieteni. Ne distrăm mult. Ca de obicei, dacă apreciați ceea ce vedeți, nu uitați să ne dați un like, un share sau să vă abonați la canalul nostru video, dacă nu ați făcut o deja. Deci, să mergem la whiteboard și let's begin. Să începem. După cum spuneam și în introducere, adjectivele much și many au ca echivalente în română mult, multă, respectiv mulți, multe. Deci ele se folosesc în situații diferite. Much este folosit în combinații cu substantive nenumărabile, uncountable, adică acele substantive defective de plural, care nu au plural, ci doar formă de singular. Discutăm despre ele într-o lecție specială pe canalul nostru pe care vă invit să o urmăriți. Nenumărabile sunt, de exemplu, ca și în română, orez, rice sau miere, Honey, sau fun, distracție, dar în engleză și bread, pâine, și money, bani, sunt folosite doar la singular. Many în schimb este folosit cu substantive numărabile, countable, adică substantive care au și forme de plural, precum ar fi friends, prieteni, friend, prieten, friends, prieteni. Bananas, banana, banana, bananas, banane. Pentru exemplificare, am ales câteva propoziții oarecum asemănătoare pentru a sesiza mai bine diferențele de utilizare despre care spuneam. De exemplu, much este folosit în combinație cu money. Much money, mulți bani. În engleză este la singular, deci am putea traduce cu mult bănet. De exemplu, they don't have much money. Ei nu au mult bănet sau mulți bani. Prin comparație, avem many friends, mulți prieteni. Deci many în combinație cu un substantiv numărabil. They don't have many friends. Ei nu au mulți prieteni. Sau cele două cuvinte folosite într-o întrebare. Did you buy much bread? Tu ai cumpărat multă pâine? Did you buy much bread? Bread, pâine, fiind nenumărabil. Spre comparație, avem many bananas, multe banane. Did you buy many bananas? ai cumpărat tu multe banane, deci nu putem spune did you buy much bananas, pentru că banane este numărabil, deci folosim many. După cum aici nu putem folosi many, did you buy many bread, pentru că bread este nenumărabil și atunci trebuie folosit în combinație cu much. Și acum, răspunsul la această întrebare, did you buy, <hums> ai cumpărat, <hums> putem spune I bought some, but not much. Am cumpărat ceva, dar nu mult. Deci am cumpărat ceva pâine, dar nu multă. Același răspuns oarecum și în cazul substantivelor numărabile. I bought some, but not many, ne referim la banane. Am cumpărat câteva. Am cumpărat ceva banane, but not many, dar nu multe. De data aceasta many cu sensul de plural. Atunci când nu suntem siguri ce cuvânt să folosim, much sau many, putem folosi sinonimul lor, care este a lot of în traducere motamo, un lot de, adică o mulțime de, o grămadă de, deci tot ideea de ceva mult. Acesta are și varianta lots of, mulțim de, grămez de, tot cu sensul de mult. Și a lot of poate să înlocuiască pe much și many, chiar și în enunțurile de mai sus. They don't have a lot of money. Ei nu au mulți bani. Exact cu același sens. They don't have a lot of friends. Ei nu au Mulți prieteni. Și așa mai departe. Iată și două propoziții legate ca sens în care îl folosim pe a lot of, atât cu un substantiv nenumărabil, fun, distracție, cât și cu un substantiv numărabil, things, lucruri. Să ne imaginăm că am fost undeva în vacanță și când ne întoarcem, povestim prietenilor noștri. We had a lot of fun. Noi am avut o mulțime de distracție, cu sensul noi ne-am distrat mult. Deci această expresie, to have fun, înseamnă a se distra. We had a lot of fun sau so we had lots of fun. We saw a lot of interesting things. Noi am văzut o mulțime de lucruri interesante. Sau we saw lots of interesting things. Noi am văzut multe lucruri interesante. Un alt aspect de reținut este și faptul că much nu este folosit de obicei în enunțuri pozitive ci în enunțuri interrogative sau în enunțuri negative. În enunțuri pozitive, el este înlocuit cu a lot. Iată câteva astfel de exemple și aici exersăm și aceste două tipuri de întrebări cu much și many. How much? Cât de mult? Și how many? Cât de mulți? Sau cât de multe? De exemplu, how much was your bag? Cât de mult a fost a ta geantă? Cu sensul, cât a costat geanta ta? How much was your bag? Într-un răspuns negativ îl putem folosi pe much. Not much. Nu mult. Sau it wasn't so much. Nu a fost așa de mult. Dar dacă răspunsul este afirmativ, pozitiv, nu putem spune it cost much. A costat mult, ci vom folosi a lot. It cost a lot. A costat o grămadă, adică mult. It cost a lot. În schimb, many poate fi folosit în oricare dintre aceste tipuri de enunțuri. Într-o întrebare, How many people are coming? Câți oameni sau câte persoane vin? How many people are coming? Not many. Nu mulți. Not many people are coming. Nu mulți oameni vin. Și un enunț pozitiv, afirmativ, Many people are coming. Mulți oameni vin. În acest caz, putem folosi atât many, cât și a lot. A lot of people are coming. O mulțime de oameni vin. Iată încă un exemplu de frază în care vedem că much nu poate fi folosit în enunțuri pozitive, dar many și a lot of pot fi folosite. She drinks a lot of juice and she eats many vegetables. Ea bea mult suc și ea mănâncă multe legume. Sau she drinks a lot of juice and she eats a lot of vegetables cu exact același sens. Dar nu este corect să spunem she drinks much juice. În final să mai menționăm și că much și a lot pot fi folosite și ca adverbe, adică atunci când nu însoțesc un substantiv, ci un verb. Acest lucru nu este valabil pentru many. De exemplu, vreau să spun, nu îmi place Chris foarte mult. El nu mă ajută prea mult. I don't like Chris too much. Deci, iată, much Însoțește verbul like, a plăcea. I don't like Chris too much. Nu îmi place Chris prea mult. Sau I don't like Chris very much. Nu îmi place Chris foarte mult. He doesn't help me much. El nu mă ajută mult. Sau he doesn't help me a lot. El nu mă ajută mult. Cu exact același sens. Să precizăm că atunci când apar too sau very sau so nu putem folosi a lot, ci doar much. Nu putem spune I don't like Chris too a lot sau very a lot, ci I don't like Chris too much sau I don't like Chris very much. Să recapitulăm, în această lecție video am vorbit despre utilizarea corectă a cuvintelor much, respectiv many, atunci când însoțesc substantive nenumărabile sau numărabile, precum și despre sinonimul acestora, a lot of. La final, vă invit să exprimați în engleză enunțurile propuse la început. Vi le reamintesc. Cât a fost pâinea? Nu prea mult. Eu am mulți prieteni. Ne distrăm mult. Deci, apăsați butonul de pauză, rezolvați exercițiul, după care reapăsați play pentru a vedea și a asculta variantele corecte. Good luck! Succes! Variantele corecte sunt... How much was the bread? How much was the bread? Not too much. Not too much. I have many friends. I have many friends. We have. A lot of fun. We have a lot of fun. În speranța că și această lecție video vă este de folos în studiul limbii engleze, vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept în continuare pe canalele noastre English Engleză și English Engleză 2 pentru noi lecții video, vă invit să ne dați un like, un share sau să vă abonați la canalul nostru video în caz că apreciați ceea ce vedeți, aruncați o privire și în descrierea de sub acest videoclip pentru linkuri spre alte materiale care v-ar putea interesa, iar până data viitoare vă doresc all the best, toate cele bune! Goodbye.